Har și pace de la Dumnezeu, fiți binecuvântați cu toții, vă invit cu mare drag să ascultați câteva descoperiri pe care le-am avut în această dimineață de vineri, la ora 7 dimineața m-am trezit și am înregistrat ca să nu uit. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Vă rog să fiți foarte atenți, este și pentru dumneavoastră și pentru mine, bineînțeles. Am intrat ca să vă științez și pe dumneavoastră, așa cum fac de obicei, pentru că toți facem parte din Biserica lui Dumnezeu. Un bărbat, așa eram vist dimineață, mi-a adus o șaurmă. Deci hrană sănătoasă, hrană bună, spirituală. M-am uitat așa cumva prin celofanul acela, eram pachetată. Mi s-a părut ceva ciudat în șaurma aia, foarte ciudat. Și zic că nu e ceva în regulă. Am spus acelui bărbat, vreau să mă duc la șeful șaurmeriei. Pentru că aici nu e ceva în regulă și dacă va găsi ce văd eu că este acolo, știu că o să mă despăgubească pentru ce există acolo înăuntru. Nu era ceva bun. Așa că am plecat, cumva am coborât într-un subsol. Era cam întuneric, nu era destul de lumină. Multe femei, destul de multe, erau pe scaunele lor, fiecare își facea treaba. Dar nu părea o șaurmerie, părea altceva că ar fi acolo, că ar face el altceva, deși așa am înțeles că acolo este șaurmeria. M-am uitat în jur peste tot, zic, că aici fac ele această șaurma în mizeria asta cumplită care există peste tot, hârtii și mizerie, pe jos, peste tot. M-am dus la o femeie, deci femeile sunt bisericile, dragi frați și surori, femeia este biserică, erau multe femei. Ca să știți, deci este vorba despre multe biserici, ce vă spun aici. Și m-am dus la o femeie, am spus să se uite ce este în punga aceea, în pachetul care l-am, că știu că nu este ceva în ordine în pachetul respectiv. Când a deschis, vreau să vă spun că a început să iese ceva tot mai mare, tot mai mare, se umfla, creștea atât de repede, atât de rapid creștea. Când m-am uitat, era o pâine foarte mare, extraordinar de mare, să zic la vreo 5-10 kg, nu știu. Și foarte bine arăta, coaptă, extraordinar. Ajungea la o biserică întreagă, atât de mare era. Dar în punga respectivă mai era oase, restul de la pui, cu carne, cum s-a mâncat, probabil și aruncat acolo cu totul, cu pâinea aia. Și femeia care se uita, lua cu lingura un fel de zeamă foarte urâtă, ruginită, nu știu cum să spun, urâtă, murdară. Și cu oasele alea și le arunca și am zis, Doamne ferește, deci nu se poate așa ceva. Ce este cu pâinea aia și cu restul ăla, cu mizeria la un loc acolo? Vedeți, dragi frați și surori și toți aceia care mă ascultați de fiecare dată, să fiți foarte atenți. Sunt aici pentru dumneavoastră, mai primesc comentarii, visul sau vedenia, suratani, este pentru tine. Dar dumneata, acela care scrie sau aceea care scrieți, nu faceți parte din Biserica lui Dumnezeu? Sau din ce biserică faceți parte? Vreau să vă spun că aceste descoperiri sunt atât de profunde, atât de clare cu detalii, sunt pentru aceia care primesc, pentru care Dumnezeu le transmite și dorește să-i trezească, să fie foarte atenți. Nu sunt descoperirile pentru aceia care nu primesc, care stau cu spatele la Duhul Sfânt. Da? Dumnezeu științează de fiecare dată biserica sa, poporul său, ca să se trezească, să fie atentă, toată biserica, tot poporul lui Dumnezeu, la hrana care se primește. Se dă și hrană, cum trebuie, dar amestecată cu restul și cu mizerie, nu se poate. Nu se poate să fie, să existe așa ceva în Biserica lui Dumnezeu. Să fiți atenți împreună cu mine, de fiecare dată asta vă spun, la hrana pe care o primiți. Să nu înghiteți, să nu primiți orice vi se dă, orice învățătură, dragi frați. Nu toată învățătura este bună. Nu toată învățătura este de la Duhul Sfânt, ca să știți. Doresc să vorbesc cu înțelepciune, mă silesc să folosesc înțelepciunea lui Dumnezeu și totodată transmit și acelora care sunt în evanghelizare sau predică cuvântul lui Dumnezeu, să fie la fel de înțelepți când predică, să fie foarte atenți la învățătura care o dă bisericii lui Dumnezeu, să nu amestece cu tot felul de lucruri murdare, că nu este primită de Duhul Sfânt. Iar predica care ar fi bună și mâncarea, vă spun că, cum știți fiecare, cum știu și eu, o masă pe care o servim durează poate 15-20 de minute, nu cred că durează mai mult. De ce majoritatea, mulți frați, mulți predicatori, predică o oră peste o oră? De ce faceți așa ceva? Nu vă dați seama că se plictisește poporul, se plictisește biserica? Devine plictisitor. Veniți cu lucruri de la dumneavoastră din stomac ca să plictisiți. Asta faceți.
Deci trebuie o atenție mare, vă spun și de data aceasta. Predica trebuie făcută cu mare înțelepciune. Cereți călăuzire și înțelepciune de la Dumnezeu înainte. Pregătiți-vă tema, subiectul, despre ce discutați și nu să ajungeți să tulburați frații care vă ascultă, pentru că plecăm mai rău de cum am venit. Ca să înțelegeți lucrul acesta, fiți înțelepți, dragi frați predicatori. Domnul Iisus să vă binecuvânteze pe toți. Eu sper și sunt sigură că vă este de folos ce v-am spus și astăzi. Sunt înștiințări de la Duhul Sfânt. Vă doresc multă ascultare și împlinire de Cuvântul Sfânt, Biblia, împreună cu mine. Multă sănătate și pace în suflet să aveți.